Hei, salut, eu stau mai scop și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm Bridge Constructor. Ieri, Tica, vă-ți mișfa așin. Ieri stăteam pe TikTok și am dat de acest joc pe care o să-l jucăm astăzi. Deci trebuie să construim niște poduri ca mașinile să treacă de la A la B. Dacă nu le construim cum trebuie, acele mașini va cădea în apă sau, nu știu, în gunoi. Apăsați vă rog pe butonul de like și haideți să vedem ce ne așteaptă, nu? Let's go! Bun, suntem aici în joc, deci avem aici primul pod pe care trebuie să-l construim, să treacă această mașină din dreapta aici. Asta e easy, vreo, cred. Bun, dăm aici în dreapta și haideți să-l construim. Deci, după cum puteți vedea, aici în dreapta avem lemn, metal, beton, o funie și așa mai departe. Și, bun, deci trebuie să folosim 150 de lemne, dacă nu mă înșel. Haideți să-l facem. Deci, bun. Dăm aici click. Bun, facem așa, țac, țac. Punem și jos, nu? Yes, punem și jos ca să-l țină cum trebuie. Asta cred că e easy, bro. Adică n-am făcut ceva bine. What? Ce? Ah, deci jos nu avem voie, nu? Ok. Doar atât, cred. Și haideți să-i dăm start. Oh my god, sper să nu cadă. Și dăm aici la mașină să treacă. Oh my god. Wow, m-am speriat puțin, era să cadă acolo după cum ați văzut. Bun, aici avem puncte, chestii 3 să nu ne interesează. Bun, haideți să vedem aici la următorul. Asta pare să fie puțin mai greu, mă. Trebuie să avem mare grijă cum îl construim. Bun. Ok, mai întâi trebuie să facem asta, cred. Sunt la dreapta, țac, țac. Bun, am făcut asta de deasupra. După facem ceva de genul ăsta. Conectăm puțin tot aici. Ca să țină, deoarece trebuie să treacă, nu știu, un tren sau dacă nu un... Da, un... Nu... Un tren? Nu cred că e un tren. O mașină. Sau un tir, cred, nu știu. Bun, facem ceva de genul ăsta. Bro, cum l-am făcut? Hai că-s pro în a construi poduri. Scrieți în comentarii dacă vă place. Și chiar mi-a plăcut jocul ăsta că l-am văzut pe TikTok, bro, și am zis că trebuie să-l încerc și eu numai decât. Țac, țac. Lemn mai avem, mă, nu? Ce-ar fi să-l facem și ceva de genul ăsta în sus aici? Gen, să-i punem un lemn de genul ca să țină puțin. Îmi frică să nu cadă jos. Țac. Țac. Ok, am construit foarte mult. Nu știu câți bani mai avem, mă rog. Haideți să vedem dacă trece. Hai că mai trece, ce să mai treacă? Mai trece vulpea, mai trece acum. Tăia, ce am făcut greșit? Nu-mi dau seama. Deci o să-l ștergem și o să facem din nou. Nu-mi dau seama cum trebuie să-l fac. Bun, deci facem ceva de genul ăsta. Țac. Și aici, venim de aici de jos. Țac. Țac, țac. Țac. Și țac. După mergem de aici de sus. Țac, țac. Putem folosi și o funie? Nu cred, mă. Metal din astea încă nu putem folosi. Poate mai târziu la poduri din alea mai crazy. Oh, mai facem și aici ceva. Nu știu dacă ține cum trebuie. Îl mai conectăm ceva de genul ăsta. Pe jos, așa nu? Așa nu putem. Ah, mai am o idee. Uite de aici. Mai facem și ceva de genul ăsta. Nu putem face și așa? Nu. Bro, eu spun că acum ar putea ține, cred. Ce mai putea face? Nu, bro, hai mă că acum ține. Oh my god, e verde. Deci dacă e roșu, nu ține nimic. Bun, deci... Hai să ducem tirurile acum să vedem dacă reușesc și... Easy, easy. Mamă, cât de bun l-am făcut, nu pot să cred. Perfect l-am făcut. Da, cred că mă fac din ăsta podrist, cred, da. Trecem mai departe. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Ok. Bun, deci începem din stânga de aici. Facem la fel, punem 3 trepte de genul. Țac.
Jos de aici îl putem conecta, nu? Da. Trebuie să-l conectăm, dacă nu. Iar cade. Tac. A, dar aici nu. Aici e roșu, nu avem voie să-l conectăm de acolo, deci trebuie să-l ștergem din nou. Putem veni de jos. Și să-l conectăm. A, nu putem, mă. Nici de aici nu avem voie sau... A, ba da, de aici avem voie. Țac. Acum mi-am dat o seama acum. Ar putea veni. Țac. Țac. A, deci de sus nu avem voie, mă. Stai să ștergem una. Cum am venit de aici? Țac, acum da. Uite, aici apare roșu. Dacă apare roșu nu e bine, trebuie să-l conectăm cumva. Să nu mai apară roșu. Țac. Nu știu dacă am făcut cum trebuie. Sper. Sper că nu mi iese, nu știu. Și aici cum aș mai putea? Ok, îl mai conectăm. A, nu putem. Nu putem să-l conectăm așa. Mai facem aici niște perezi, ceva de genul ăsta. A, nu. Iar nu ne iese, cred. Nu știu, am o impresie că nu o să ne iasă. Tare, de ce spune că aici e roșu? Ce aș putea face eu aici? Așa? Da, mă, uite. Ne reși mult mai bine, așa cred. Dar ăsta... Ok. Iar nu mi-a ieșit aici. Ah, puțin mai în sus, cred, nu? Oricum, mi-a ieșit ca la... Puțin nașpa mi-a ieșit. Și nu-mi dau seama de ce aici e... Ok, putem conecta și așa. Eu cred că... Eu zic că e ok așa. Îl las așa, mă. Hai să vedem dacă putem trece. Cu ce, cu mașina sau... aici e puțin roșu, dar nu cred că... S-ar prăbuși aici jos? Sper să țină. Hai să ducem mașina asta. Mașina e puțin mai... Nu e atât de grea de ca un tir. Hai să vedem. Te rog, te rog să treci. Ok. Nu pot să cred. Damn, let's go. Bun, la următoarea aici. Ăsta e proi prea lung. Metale când putem folosi? Sau putem folosi și metal? Da, mă, numai că costă mult mai mult, cred, nu? Uite, putem folosi metal, mă, asta e bine. Uite, o să-l facem cu metal acum. Numai că aici ce se întâmplă, văd? Ok. O să-l facem cu metal. Sac. Aici de ce mi-apare roșu? Adică care-i chestia? Sac. Acolo mi-apare puțin roșu. Nu cred că o să fie o idee bună ce am făcut acum. O să vedem. O să vedem dacă ține. Pot să-l fac și cu metal și cu lemn sau... Da, mă. Metalul, nu știu, lemnul o să punem pe sus, cred. Uite, o să facem aici cu lemn sau... Țac. Punem așa. De ce nu mai ajunge aici? What? Man. Ok, ne ducem cu metal. Țac. Ce-am făcut toate? Eu zic că e ok până acum. O să punem aici lemn. O să facem ceva de genul ăsta. O să punem și o funie. Nu știu dacă putem pune. Adică nu ne-ar ajuta cum funia, cred. Și gata, mă. Ăsta-i podul. O să dăm mai start.
Aici, în dreapta, nu cred că o să țină. Dar o să încercăm. Hai. Punem tirul acum. Let's go! Ia să vedem acum și chiar sunt curios. Rău, sper să țină. Na, nicio problemă. Ok, acolo e puțin roș. Dar e ok, eu cred... Oh my god, a căzut. N-am făcut ceva bine, mă. Acolo sus a ținut puțin, numai că jos aici trebuie să fac ceva. Mă scuzați din nou. Sper să țin acum. Mai putem conecta ceva genul ăsta? Bro, am pus prea mult, cred. Bun, o să facem pe sus, o să facem cu metal, bro, nu? Nu o să mai facem cu... lemn, ceva de genul ăsta. Țac. Nu, acum... trebuie să țină 100%, deoarece nu mai văd nimic unde este roș. Conectăm așa, țac. Bro, este cel mai puternic pod pe care l-am văzut. N-am mai văzut un pod de genul niciodată. Și haideți să vedem acum. Easy. Easy. Vedeți unde... este undeva roș? Eu nu văd nicăieri, gen puțin galben, dar nu-i problemă. Bun, dăm aici tirul. Să treacă. Fără nicio problemă, bro. Easy, bro. Chiar tare, hein? Ok, aici trebuie să punem funie. Uite, avem aici funie și trebuie să conectăm într-un fel acea funie. O să vedem acum imediat. Bun, deci o să începem cu lemn. O să mergem de aici. O să facem străduța. Care o să ne iasă ceva de genul ăsta. Asta e easy, cred, bro. Punem și puțin jos, nu? Asta le dăm afară, țac. Și asta îl conectăm. De aici. Ceva de genul. Mai facem ceva de genul ăsta. Ca să țină cum trebuie podul ăsta. Deci e puțin mai greu, cred. Decât celălalt, nu știu. Aici jos cred că e ok atât, nu? Bun, acum trebuie să conectăm funia asta. Să o conectăm de ceva de genul ăsta. Mergem așa, țac. Mai conectăm una de aici și una din partea asta. Cred că atât, nu? Haideți să vedem dacă putem trece cu ceva. Acolo jos cade puțin, cred, sau? Nu cade mă nimic. Haideți să vedem. Ducem mașina și cu... și cu tirul, sau? Nu. Haideți să vedem dacă trece tirul. Easy. Asta a fost easy de tot. Sincer vă spun. Și am câștigat. Sper că v-a plăcut acest joc aici. Dacă mai vreți videoclipuri cu acest joc, apăsați vreau pe butonul de like și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal. Nu? Ciao!